Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Simona Dunăreanu și ne reîntâlnim astăzi în studioul Antena 3, de data aceasta cu domnul Marius Grigore Dulce, președinte al Organizației Municipale PSD și candidat la funcția de primar al municipiului Călăraș. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Și îl avem alături de noi și pe domnul Nicolae Dragu, este membru PSD, de data aceasta, în această calitate, și candidat la funcția de consilier local. Bună ziua! Bine v-am regăsit, de fapt, că de mult da, timp... Da, nu ne-am mai văzut, cel puțin aici, în studio. Vă mulțumesc pentru prezență și să începem, iată, în această săptămână se încheie precampania electorală. Da. Cum ați văzut această perioadă și cum ați trecut prin această perioadă? Este clar, așa cum am mai declarat de fiecare dată, lumea este nemulțumită, lumea își dorește schimbarea. Noi nu suntem în campanie doar de dragul de a fi, noi suntem alături de cetățenii din Călăraș și am înțeles, suntem aproape, știm nevoile dânșilor și drept urmare noi avem competiție cu cetățenii din Călăraș pentru simplu fapt să le arătăm că noi suntem cei care dorim să facem ceva pentru Călăraș. În felul acesta i-am simțit aproape, în felul acesta am mers și le-am văzut problemele, este bine că am observat că în ultima vreme, dacă noi am luat prin cartiere, executivul a înțeles și a început să mai facă și acolo câte o lucrare ca să mai reducă din această nemulțumire. Eu cred că cetățenii din Călăraș nu vor mai fi păcăliți de desene, de poze, de filmulețe, pentru că au avut 8 ani de zile, 8 ani de zile în care administrația liberală a condus și s-a văzut, au vorbit tot timpul de fonduri europene și de fapt au cheltuit bani împrumutați. Numai de mult spunea că domnul Drăgulin că eu bat câmpii când spun că au luat 6,1 milioane din bani împrumutați pentru a termina poșta veche, care nu s-a terminat nici în ziua de azi. De fapt, el a cheltuit 7,1 milioane lei, 71 de miliarde vechi, da, pentru a construi și a face această poștă veche, această clădire, care e din fonduri europene, dar de fapt noi am dus mai mult de 60% în cheltuială din acest împrumut, pentru că suma totală undeva la 11 milioane și ceva de lei. Și atunci cine minte? Eu cred că domnul Drăgulin ar trebui să termine cu minciunile și ar trebui să preocupe mai mult, trebuia să se preocupe mai mult de interesul cetățeanului. Lumea își dorește siguranță, lumea își dorește curățenie, lumea își dorește salubrizare. Au promis în 2012 că o să găsească o soluție la aceste subsoluri inundate și să... pentru că aceste subsoluri inundate, pe lângă faptul că produce disconfort pe fiecare scară, pe fiecare bloc, mai și dezvoltă gândaci, țânțari și nu putem să stăpânim aceste insecte pentru că mizeria e la ei acasă, acolo. Noi am studiat, avem soluții și la momentul respectiv vom demonstra că putem să facem administrație pentru oameni. Cum v-au primit cetățenii? Bănuiesc că și dumneavoastră ați fost în majoritatea cartierelor. În majoritatea cartierelor am fost, ne-au primit bine, așa cum v-am spus. Își doresc schimbarea. Își doresc schimbarea. Noi sperăm să-i convingem să vină alături de noi în echipa noastră, să voteze echipa noastră, pentru că asta este interesul nostru, de a aduce și le expune ce dorim noi să facem pentru acest Călăraș. Suntem oameni din Călăraș, suntem oameni care am crescut aici, suntem oameni care dorim să facem o administrație, așa cum am spus, pentru oameni, nu pentru interese personale. Pentru că tot ați spus că doriți să aduceți cetățenii alături de dumneavoastră, cum l-ați convins pe domnul Dragu să vi se alăture în partid? Este mai bine să vă spună domnul Dragu. De ce PSD? De ce? Că eu am apărat permanent în vechiul regim, din anul 1980 am fost lider sindical, două platforme importante, PFAB și platforma siderurgică. Deci un om de stânga, dar eu am trecut la Partidul Liberal mai mult pentru interesele orașului, că sunt om de stânga. Am apărat aproape 30 de ani interesele muncitorilor în marile platforme, mii de oameni. Că și popularitatea mea de aici este de la activitatea pe care am depus-o pe aceste două platforme. Și Partidul Social Democrat, într-adevăr, a militat permanent pentru creșterea salariilor, pensiilor și chiar a făcut-o practic, nu numai să gulguteze, să mintă oamenii cu aminții liberale. Le-a mărit la profesori, la medici, la pensionari,
la toate categoriile sociale le-au mărit salariile. Și deci nu este o întâmplare că am ajuns aici, am ajuns unde este, a fost drumul, am apărat permanent drepturile oamenilor. Și i-a venit alături de Marius pentru că am constatat că e un om corect, cinstit, care vrea să facă ceva pentru oraș. Este implicat. A plecat de la muncitor, are o practică socială, deci a plecat de la muncitor până la director și viceprimar și președinte de organizație, are o experiență și practică și politică. Deci merită cu prisosință să fie noul primar al municipiului Călăraș. Are o familie bine consolidată, 2 copii pe care i-a educat, studenți, că mă bucur că îl susțin. În această perioadă am avut surpriza să-l regăsim și pe domnul Vasile Iliuță, da, nou da. Membru în Partidul Social Democrat. Cum vedeți dumneavoastră? Să știți că am apreciat pe Iliuță de când a pornit ca primar la Vâlcelele, un om energic, un om care a demonstrat că poate să facă ceva din, mă rog, de niște grajduri, de niște amenajeri de proastă calitate, a reușit să ridice, o să numesc, palate în, pentru, și pentru oameni, adică pentru timpul liber să-l petreacă bine, la fel și pentru animale, și câmpul fermele lui arată foarte bine și eu zic că merită pentru că este un om bogat. Nu-l interesează să vină aici să fure, să obțină foloasele cuvenite, cum toți mari lideri la Consiliul Județean nu au venit că-i durea burta de oraș sau de județ, mai mult pentru interesele lor și pentru foloasele cuvenite. Permanent au militat pentru asta. În cauza asta nu s-a dezvoltat nici județul, nici municipiul Călăraș. În cauza intereselor politice, de gașcă, de grup, de familie chiar. Dumneavoastră sunteți un om popular în municipiu și bănuiesc că încă vă opresc oamenii pe stradă, dacă nu cumva și dumneavoastră ați participat alături de domnul Dulce la anumite întâlniri. Am fost, da. Cum vă percep cetățenii și ce probleme ați identificat dumneavoastră? Da, sigur, am fost pe majoritatea străzilor. Sigur, i-a indignat foarte mult această modernizare a orașului pe mulți oameni. De ce? Că s-a pornit în același timp multe lucruri, cel puțin cele două străzi care sunt străzi cu sens unic și principale, a îngreunat foarte mult circulația. La fel, ne mulțumiți pentru că pe organizarea de șantier sunt zeci de milioane, miliarde chiar. Și nu le-a pus o potecă în dreptul curții și au rupt picioarele pe două doamne în vârstă. Adică la fiecare locuință te-a pus o pasarelă cu mână curentă. N-au făcut lucrul ăsta. Deci au bani mulți, organizare de șantier și oamenii și de treabă. Asta foarte indignat. Eu nu pot să ieși din curte, mai ales că nu au fost ploi torențiale, că au fost câteva ploi. Și lucrările de proastă calitate. Mută dintr-un loc, ia dintr-o zonă în altul, duce infrastructura degradată, pământ cu piatră spartă, piatră de râu, de fapt, nu este piatră spartă, o mută de colo-colo, deci mulți bani să risipesc de aiurea. Și nu mai zic că a fost făcut, așa cum spunea și domnul Marius Dulce, un credit care ne va împovăra pentru 10-15 ani comunitatea, vom plăti bani grei, pentru că se va dubla rata dobândei. Vedeți că deja această pandemie a dus la o criză economică mondială, și implicit băncile fiind firme general, bănci private, de fapt ale străinilor, nu va avea milă de noi, va dubla rata dobânzii și călărășenii din amărăciunea lor va trebui să plătească 15 ani. Cine va veni, Marius, va fi, vă spun, foarte greu câțiva ani. Nu mai zic că a contractat foarte multe lucrări acum, pe ultima oră. Am trecut acum, vă spun astăzi, am văzut o treabă extraordinară interesantă, la grădinița Ricele, era gardul foarte bun pe București. Știți grădinița, o grădiniță modernă. A format gardul, domne, a format gard bun, face alt gard. M-am închinat, zic, uite, bani aruncați, cred că 500 de milioane, 50 de mii de lei aruncați pe Apa Sâmbetei, care cu banii ăștia făcea altceva, unde era necesar. Bani aruncați de aiurea. Și lucrările de proastă calitate, peste tot. Pătituiescu cel puțin a stricat jumătate dintr-un son unde era foarte bun, dacă vă amintiți, la cornișii până în București, era foarte bun. Atât carosabilul cât și trotuarele. Erau pavele foarte bune, puse de 40 de ani, știu, 50 de ani. Reparate și trebuia decât puțin reparate, știu eu, bordurile puțin
așezate, că erau lovite, dar nu se bagi 2 milioane de euro într-o stradă, mi se pare anacronic, la un oraș care, și mai ales pe credite, deși n-a accesat proiecte europene, s-a făcut numai 20 de milioane de euro. La un moment dat, în emisiunile în care a fost prezent domnul Drăgulin, actualul primar al municipiului Călăraș, spunea că nu a găsit niciun proiect atunci când a preluat dumnealui mandatul. Ținând cont că dumneavoastră ați fost primarul municipiului, sigur, în perioada de dinainte, ce puteți să ne spuneți despre acest aspect? Am avut minte cu nerușinare. Acest proiect, cele 8, care de canalizare și alimentare cu apă și montarea apometrelor, proiectul nostru, al meu, care l-am implementat încă din anul 2011 am început, Strada Viitor și Rahova. Și ne-am trezit la un moment dat că licitația a ținut-o Consiliul Județean, chiar și Drăgulin e părtaș la asta, a câștigat licitația o firmă care era în insolvență. Vă dați seama, a trebuit reluate din nou toate procedurile astea, că s-a început și a zis, s-a terminat abia în 2016. Recepția finală făcută acum. Care lucrare de proastă calitate și acest cele 8. De ce? Că n-au readus, că noi grivița și nu trebuia să o refacem din nou. De ce? Firma care a câștigat licitația trebuie să readucă strada la forma inițială. Adică nu mai bagi atâția bani. Schimbam podurile acum și făceam trotuarele. La carosabilul trebuia să mi-l dea în primire, deci bani aruncați în vânt și mai ales din credite. Dar la fel aș zice, alimentarea cu apă potabilă, care i-a lăsat-o 90% finalizată, avea termen de dare în folosință decembrie 2012. Nici până astăzi n-a făcut recepția lucrării. Lucrarea la fel de puțurile furate. Puțurile furate. Alimentarea cu apă în puțul de mare adâncime, care este vitală pentru oraș, că vă spun, este WC-ul Europei. Noi, din Germania, vreau să spun, 6 țări, poate suntem la capătul Dunării, la vărsarea Dunării în mare, și toate mizerile astea, nu mai zic de radioactivitatea de la Cosnodui, care toate rezidurile se scurg în Dunăre și implicit trec la noi și noi la MAPA și tot să ne arată cu paharul ce bună este, dar câtă radioactivitate are. N-am dorit niciodată coeficientul ăsta. Nu ne facem bine, noi trebuie să punem puțurile în funcțiune, deși toată instalația este dimensionată pentru 70.000 de locuitori, de la 50.000. Zic, merită un proiect de fel. Am avut proiectul... Sala polivalentă. Sala polivalentă, care, sigur, s-a modernizarea iluminatului public, care l-a luat, făcut. Clădirea primării, 90%, a intrat în case noi, peste tot. El a luat așa, a intrat într-o casă făcută. Nu a făcut mare lucru. La fel, proiecte la fel, am avut reabilitarea șosea rocadă și variantă, proiect făcut, care l-a implementat până la urmă, dar depus de mine a fost. Și la fel, campusul de la... Da. După ce s-au implementat și știți foarte bine, dureros că n-au găsit altă soluție. Dacă mergeți acum pe rocadă, da, acum 10 zile sau 15 zile, mi se pare, s-a semnat recepția finală pentru această stradă, iar acum se taie, se strică pentru a se introduce o țeavă de gaz, am înțeles, o magistrală. Era bine dacă găsea altă variantă, pentru că cât s-ar strădui ei, n-o s-o mai aducă la stadiul în care era. Și având traficul greu, deci ce am făcut în 4 ani, am stricat iarăși într-o zi. E păcat, pentru că nu trebuia să ajungă la soluția asta de a fi tăiată efectiv această stradă, care era bine făcută și care fluidizase traficul pe varianta Călărașului. La fel aș completa campus școlar, dar în școala Dan Mateescu, corect, unde 1 milion de euro, un proiect s-a modernizat, s-au făcut și un cămin pentru copii, o sală de mese, modernizare sălii, 1 milion de euro a costat. La fel, modernizarea șosea prelungirea București prefab, 1 milion de euro, proiect transfrontalier. Nu mai zic proiecte la 4 parcuri, n-a făcut un parc în perioada asta de 8 ani. Nu mai zic că a distrus sute de copaci prin metoda toaletării, ați văzut, taie pe pomi,
de se usucă, majoritatea s-a uscat, nu mai zic din parcurile noastre, nu a irigat, nu au dat deloc, nici parcul central, nici toate parcurile, cele 15 parcuri, nu au fost irigate, s-au uscat pomii, la fel și plantele micuțe s-au uscat, florile nu mai vorbesc, că și aici a distrus mult spațiu verde, sunt tot felul de aranjamente, de-astea cu piatră, cu niște buturuși, cu niște pietre, adică nu se poate așa, trebuie să punem flori, orașul să arate cum a arătat, s-a distrus, nu mai zis pescuar, mii de trandafiri, un hectar, jumătate de trandafiri, era unică această plantație de trandafiri în Călăraș. După Timișoara ocupam locul 2 ca spațiu verde pe locuitor, locul 2 pe țară. Acum nu știu, cred că suntem la coada clasamentului. Și aș mai completa ceea ce ne-a spus domnul Dragu, este că primul milion de euro pe fonduri europene a fost luat tot pe un proiect pe care dânșii l-au depus înainte de 2012 și dacă vă aduceți aminte, transport ecologic transfrontalier între România și Bulgaria. Acea eoliană cu bărcuță ecologică, acela a fost un proiect care a fost câștigat de dânșii la momentul respectiv, dar care nu a avut finanțare, iar după 2012, când s-au mai adunat resturile de bani de la alte proiecte, a putut finanța și acesta în parteneriat. Era primăria cu Universitatea Politehnică, dacă nu mă înșel. Deci, iar nu poate să spună că nu au fost proiecte. Deci, un milion de euro, primul milion de euro care a fost adus la primăria Călăraș a fost tot pe... Pot să completez, pentru că atunci când au ajuns la primăria Călăraș în 2012 și licitația pentru sistemul de iluminat, da, a fost tot început de dâns și noi n-am făcut decât să finalizăm în câteva zile ce era de finalizat. Deci această administrație minte cu nerușinare. Doresc să completez la proiectele enumerate mai sus că avem de asemenea proiect pentru reabilitarea căminului de bătrâni Antinii Vireanul și de asemenea dig de protecție Mal Borcea pentru protejarea inundării cartierului Măgureni și Parcului Central. Un proiect care poate fi accesat bani pentru că Ministerul Mediului are bani pentru această lucrare. Un proiect de 10 milioane de euro se întinde de la prefab până la DN3B, la spital. Trebuie să dai cezarului ceea cezarul, să spună am găsit asta, 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 nu să spui tot timpul că n-am găsit, n-am făcut nimic. Vorbim de 8, această administrație vorbește de 8 ani de zile de fonduri europene și nu se vede nimic. Spune vom face. Dacă nu termină odată cu stadiile de implementare și în sensul, dacă vă uitați, orice licitație care a avut loc, în momentul în care începe să studieze caietele de sarcini să vină după ce s-au depus, durează 8 luni de zile de liberare a cine câștigă acea licitație. Dar ce Dumnezeu să facem? La CNI durează o lună jumate, la ANL durează o lună jumate, două. Păi noi în 8 luni de zile o licitație, cum să mai facem? Și după ce o facem în 8 luni de zile, după aceea începe după un an de zile să pună primul pilon acolo, ce trebuie să facă. Uitați-vă la canalizare pluvială și menajeră în Măgureni. Păi a început de anul trecut, în septembrie sau octombrie, și uitați-vă că am ajuns în septembrie și am făcut 300 de metri de stradă de canalizare. Uitați-vă la așa cea mai mare lucrare care a spus că se va face pe fonduri europene, Piața Unirii. Au reușit să scoată niște sârme din pământ. Nu se poate. Dacă lași constructorii de capul lor, trebuie să fie acolo prezent tot timpul. Nu numai în campanie acum să răzi, a început să se facă. La fel a început cu bazinul. Am făcut bazinul, am utilat tot ce trebuie acolo. Păi dacă îl ținem în închis un an de zile așa, după aceea o să plătim degradarea care se întâmplă acolo, să înceapă să strice ce se strică dacă stă degeaba, ca orice. Știm, dacă stă degeaba, se strică mai repede dacă au început să lege de pandemie, că nu putem să dăm drumul dacă e pandemie, că nu avem. Nu, ei nu sunt în stare să facă și să pună în mișcare toate aceste construcții care le-au avut. Vreau să-l completez. Aceste licitații le-au câștigat în general niște firme din afara orașului, de la București, Ploiești, Constanța, și oamenii noștri lucrează mâna a doua, chiar a treia. Deci ăștia nu vin cu oamenii. Sau deloc. Sau deloc vin
și le dă la oamenii noștri, vă spun, salariile, când și-aduc aminte, la 2-3 luni, situație dramatică și că le dă salariul minim pe economie și sunt exploatați la maxim. Și aici muncitorii noștri și firmele noastre au intrat mai mult de jumătate în faliment în cauza politicilor de a lucra firme din afara orașului Călăraș. Și aici trebuie nou primar și nou consiliu să acționeze, să lucreze. Ce părere aveți? Deci, cum ar trebui să... Păi, în primul rând trebuie... Am început deja și da? Stăm de vorbă cu toți investitorii din Călăraș, toți cei care au firme private, pentru că ei sunt cei care generează locuri de muncă. Ei trebuie să fie ajutați de administrație. Trebuie să fie atent la problemele lor, trebuie să vezi cum vor să dezvolte ei zona respectivă, unde se desfășoară activitatea și atunci trebuie să știm de la ei cu ce poate să vină în întâmpinarea lor primăria. Pentru că dacă unul vrea să dezvolte o hală, este foarte ușor ca primăria să investească, să-i ducă utilitățile la limita de proprietate, da? Să poată el să se conecteze mai departe. Da, trebuie să avem în vedere că nu putem să dezvoltăm orașul. La ora asta nu mai avem terenuri. S-au terminat. Exact. Da? Păi nu știu de ce onor primăria nu s-a gândit să cumpere terenuri din siderurgic, care e prețul cel mai ieftin, și să putem să dezvoltăm acolo un parc industrial în parteneria cu Consiliul Județean, singuri. Pentru că putem să cumpărăm terenul acolo și putem să dezvoltăm un parc industrial. Vedeți că o grămadă de tineri accesează start-up-urile astea și atunci de ce să stea să caute proprietăți private aici acolo, când poți să faci un parc industrial în care să le duci toate utilitățile acolo și ei să vină cu o hală făcută pe sandwich-uri, pe structură metalică și atunci au venit și au conectat acolo, au tot ce le trebuie și ne dai o chirie modică dacă știi că dezvoltă niște locuri de muncă, pentru că asta, tinerii ne-au cerut locuri de muncă. Cum poți să le faci dacă nu stai de vorbă cu mediul de afaceri? Cum poți să le faci dacă nu te duci în zona aceea să stai de vorbă cu mediul de afaceri și să zici unde poți să te ajut? Nu sunt numai să mă duc să-l sufoc că nu și-a plătit datoria. Trebuie să știm acum dacă putem să le facilităm, să le dăm anumite facilități fiscale ca să ținem locurile alea de muncă. Nu din contră, el când s-a văzut neajutorat, atunci vin și eu și spun, stai că nu ți-ai plătit impozitul, că n-am eu să dau la firmele astea de străinătate niște bani. Ideea este că dacă nu avem un dialog cu societatea civilă, cu firmele private, nu facem nimic, nu dezvoltăm nimic așa cum trebuie pentru Călăraș. Ați văzut ce s-a întâmplat, acum nu mai recunoaște. Când era la Consiliul Județean domnul Drăgulin și era vicepreședinte, au semnat așa acest proiect de management integrat al deșeurilor și vedeți ce pățim acum. De fapt, primăria Călăraș a transformat-o într-o anexă a lui Rebu de colectare a banilor publici pentru Rebu. Păi de ce așa? Păi nu ne așezăm și noi la masă cu Rebu să vedem, băi, ce trebuie să... Dacă ei au greșit-o când au spus că trebuie să facă colectare numai la punct fix, păi era imposibil. Uitați-vă că cartierele vechi, unde nu ai unde... pe rază de kilometri întregi nu poți să pui o platformă. Cum puteai să gândești așa ceva? Dar ei au zis, cum zici acum, hai, las că vedem noi, facem, implementăm și după aceea vedem noi ce se întâmplă. Mă uitam acum că a început iarăși cu poze, cu astea, vorbește de fonduri europene și vom face și vom drege. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră. Ați văzut că se vorbește de o stație internodală de transport public local și de autobuze hibrid care trebuie să aduse și luate. Și vă întreb, că sunteți oameni care aveți deschidere, cum poți să aduci 4 autobuze hibrid în condițiile în care nu ai o societate de transport local să poți să le folosești, pentru că știți foarte bine că nu poți să le dai să le administreze altcineva dacă le-ai luat pe fonduri europene. Fac stație internodală modernă și toate astea cu Wi-Fi, cu transmitere din aproape în aproape, să știm când vine autobuzul, cu display-uri. Bun, am eu transport cumva local la Călăraș și nu știm? Păi noi avem delegată gestiunea transportului local. Ce faci? Cum faci cu transportatorul local care ai un contract? Pe 8 ani, dacă nu mă înșel. Bun, rezolv problema cu transportatorul local. Ok. Păi din ce bani mai luăm noi cel puțin încă 8 autobuze de genul acesta hibrid ca să fac o divizie să pot să asigur fluidizarea traficului de cetățeni, de pasageri pe segmentul nostru de Călăraș. Păi noi facem proiecte numai de dragul de a face proiecte. Și povestea asta cu am luat bani și semnăm documente.
Păi a venit tot așa ADR-ul, Sud-Muntenia și toată țara și au zis, băi, nu este ok, hai să creăm, să vedem, să oprim niște bani și să le dăm la municipii, să dezvolte municipiile, da, capitale de județ. Și au fost la ADR Sud-Muntenia undeva, cred că 25-30 de milioane de euro oprite pe fiecare. De ani de zile, vorbim asta în 2015-2016, când trebuia să scrie aceste proiecte, de fapt acum trebuia să ajungem undeva în stadii de implementare. Și au zis, hai veniți cu documentele ce vreți să faceți pe axele respective și noi să vă dăm banii, cam așa a fost. Dacă le-ai scris bine, ți-am dat banii, dacă nu le-ai scris bine, iar nu ți-am dat banii. Dar povesteau așa că vreau să fac asociere cu Bulgaria pentru modernizarea infrastructură, strada eroilor, cu ieșire exact în autostradă. Păi era bun proiectul ăla, dar uitați-vă că nu s-a realizat, nu s-a făcut. Noi ne-am dus cu niște documente și hai să vedem, să spunem că luăm banii. Unde este cinematograful Victoria care a spus? Unde este modernizarea centrului vechi? Unde este Piața Unirii cu hală, cu tot ce vorbeam la momentul respectiv și povesteau așa de frumos în acele filmulețe și acele poze? Haide să nu mai mințim și să facem ce trebuie să facem. Hai să-l completez. Da. Vă amintiți, erau niște planșete plin cu reabilitarea blocurilor. N-a reabilitat niciun bloc în perioada asta de 8 ani. Am mințit pe toți că va reabilita blocurile în toate cartierele. Aici, din ce mi-amintesc, a fost o problemă faptul că nu există asociațiile de proprietari sau că anumiți cetățeni nu au vrut. Și dacă e suficient ca o persoană să nu dorească de pe scară, nu așa era la momentul respectiv. Nu, dar să vii să strângi semnături de la toți să-i minți. Și el nu știa cum, că am făcut reabilitare aici la 4 blocuri, amintiți-vă, ce nu știa procedurile, dar exista să putea primăria, cum încasează de la oameni gunoiul, cum spunea Marius, că București, Oansanu, mare primar, Oprescu la București, a făcut tot așa, deci a alocat primăria și poate mai încasa în rate pe aia 25% care îi datora locatarul. Deci să putea face, că la București s-au făcut zeci de mii de apartamente și numai la, și în Piatra Neam și în Bacău și în Iași. Aici a văzut că nu merge și foloase necuvenite nu prea ies de la astea. Știți că e o muncă mai grea și dificilă la înălțime, cu costuri mari. Deci să putea face. Deci o minciună care nu mai zic. Iar acum cu modernizările a distrus foarte mult spon și spațiu verde. Foarte mult, adevăr. Am mărit puțin străzile, dar asta nu mă fac bine, că oxigenul, știți cine, plantele prin procedura asta de fotosinteză. Nu mai zic, și proiecte n-am avut. Am avut proiecte depuse încă de 6 până 2008-2009 pentru două bazine. Unul la școala 2 în curte și unul la stadion, actualul bazin. Deci nu se poate lăuda cu bazinul, că nu-i meritul lui. Meritul este al meu. Că m-am bătut la CNI și la București să obținem banii și au venit, totuși au venit târziu. Dar deci un merit. Nu mai zic apartamente, n-a mințit la fel că a construit nu știu apartament. N-a construit decât două blocuri în 8 ani. Deci vreo 80 de apartamente în 8 ani. Nu se poate așa. Eu construiam cel puțin 200 de apartamente. 1200 de apartamente în cei 12 ani. Că an de an erau 100 și ceva de apartamente. Și aici a mințit pe oameni că le fac, le construie locuințe sociale anele, nu reușește. Deși avem un bloc V31 cumpărat la Consid, stă și acum de locuințe sociale V31, un bloc cu 40 de apartamente, stă în paragină, uitați, de 8 ani, care putea fi făcut cu costuri minimale. A deci, structura aceea? Da, structura. Da. Există. E deși a făcut că trebuie structura. Finisat, are și racordul la apă, la energie, toate utilitățile. Lipsă total de preocupare pentru oameni. Că tineretul de aia și pleacă să duce să câștige un ban, așa dacă le dai o casă și îi atragi într-o locuință, îl faci să fie... Spunea domnul Dulce la un moment dat despre dialog. Da. Dacă ar fi soluția. Din punctul dumneavoastră de vedere, atât dumneavoastră cât și domnul Dragu, sunteți consilieri locali, da? Și ați fost acolo implicați în aceste probleme. Cum ați văzut dumneavoastră și cum ați dialogat cu administrația ca să nu se ajungă cu administrația, în situația cu administrația, aceasta? Toată lumea spune, n-ați inițiat hotărâri, n-ați făcut. Am încercat să facem anumite hotărâri, dacă n-am văzut că n-avem
sorți de izbândă, adică tot ce venea din zona noastră era, nu trecea. Chiar ultima hotărâre de Consiliu care am vrut, când am văzut că se sparge haotic și se intervine în carosabil și în trotuare, fără a avea un fundament, am vrut să facem un regulament de intervenție în carosabil și trotuare, în care explica tot ce trebuie, cum trebuie să intervii, de unde să-ți iei autorizație, ce să faci, cum să faci, ce drepturi ai, ce asumări ai, printre care și spuneam cum trebuie adus la starea inițială, despre care vorbea domnul Dragu mai devreme. Bineînțeles că onor tot PNL-ul, a zis, dar ce e ăsta, ce regulament e ăsta, ce ne trebuie nou? Și n-a trecut. Noi, în schimb, am făcut o opoziție constructivă, în sensul că noi am fost în parteneria cu cetățenii. Și atunci când vedeam că într-o hotărâre putem să intervenim și putem să facem un lucru bun, începeam la discuții la comisii și începeam să discutăm pe temele respective, pe hotărârile respective, și am adus de fiecare dată îmbunătățiri. Da, până și am avut o discuție extraordinar de amplă și domnul Dragu poate să confirme, când au venit să facă iarăși la buget anul acesta, așa, au venit la buget ca să nu să pună iarăși acest DDD-ul, da, cu dezinsecția, să poată să fie numai anual. Și am zis, băi, oameni buni, pierdem, anul trecut de fapt, pierdem un an de zile anul ăsta până facem implementări acest contract, până faci licitația, până faci delegarea acestui serviciu, dar hai să-l facem multianual. Și într-un final au acceptat și am avut ajutorul domnului Dragu de a face un multianual pe 4 ani, ca să nu mai stăm în fiecare an până termina licitația, până se atribuia, ajungeam toamna și nu făceam nimic. Sperăm că acest serviciu să funcționeze foarte bine, nu prea se vede la momentul acesta că ar funcționa, da? Dar sperăm să-l aducem. Dar este vă dau un exemplu, numai ce am putut să intervenim noi. Că hotărâri nu puteam să facem, că dacă veneau hotărârile, spunea primarul, hai să trecem pe, că fac o hotărâre, o facem, dar dacă toată lumea e de acord, asta e. Noi am făcut o poziție constructivă. Nu s-a pus problema niciodată să nu dăm sprijinul atunci când a fost furat de fonduri europene. Dar, din păcate, am produs numai documente, am produs hârtii, da, și vedem că nu s-a implementat. Iar când a venit povestea cu poșta veche, iarăși s-a implementat, s-a dat drumul la proiect. În final am ajuns în septembrie anul trecut să vină primarul și să spună că trebuie să dea 6.161.000.000 ca să termine până în decembrie. Ia că am dat și banii din împrumut și nici nu s-a terminat nici la momentul acesta. Dacă este adevărat ce se aude în piață acum că s-ar fi retras cel care trebuia să aducă mobilierul, iarăși avem o problemă că aici. Vă rog, suntem pe finalul emisiunii, timpul a zburat foarte repede. Vă rog. Deci atâta vreau să completez, că poșta veche, la fel, proiectul este foarte de reabilitare, este făcut tot în mandatul 2 al meu și depus la CNI și nu mai spun că a venit om să reabiliteze pe banii lui pentru o firmă, să facă sediu de firmă și tot la o plângere penală a lor că mi-a dat avizul de la cultură, a trebuit omul să retragă, i-a făcut și plângere penală, exact cum i-a făcut lui Iuță cu drumul acesta, știți, de ieșire. Tot Consiliul Județean. Asta știți. Așa cum am vorbit de colaborare și comunicare, ați văzut că de faptul că nu a existat o colaborare și o comunicare foarte bună între Consiliul Județean și Primărie, am rămas fără depunerea de acte pentru promenadă, nu s-a putut realiza nimic. Este foarte importantă această colaborare între municipiu și Consiliul Județean, pentru că împreună putem să dezvoltăm foarte, foarte frumos și bine municipiul. Dragi călărășeni, oameni buni, noi vrem să facem administrație, noi vrem să fim aproape de oameni, nu vedem să decimăm pe nimeni. Noi vrem să facem lucruri bune pentru călărași și nu numai. Vă mulțumesc pentru prezență. Cu siguranță ne vom mai întâlni și în campania electorală. Ne vedem data viitoare.